Bună seara, stimați telespectatori, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Reușita. În această seară vom discuta despre o companie care este prezentă la Ploiești de 10 ani. Chiar astăzi, 1 septembrie, aniversează această prezență de un deceniu aici în Ploiești. Este o companie care are o istorie însă mult mai lungă, de peste 100 de ani. Și vom vedea de ce a ales România, cum s-a descurcat până acum aici, care ar fi planurile de viitor, dar mai ales care este misiunea ei, pentru că în toți acești 10 ani putem să spunem că a avut foarte, foarte multe reușite. Alături de noi se află reprezentantul companiei și îi spunem bună seara domnului Oliver. Bine ați venit la emisiunea Reușita. Bună seara. Felicitări pentru faptul că ați ales Ploieștiul să vă desfășurați activitatea. Iată, poate că nici nu v-ați dat seama, nu? Când au trecut 10 ani de când sunteți aici, deja faceți parte integrantă din comunitatea locală. V-aș ruga pentru telespectatorii care ne privesc să facem o scurtă prezentare a firmei. Bună seara, bine v-am găsit. Exact cum ați subliniat, într-adevăr, 10 ani de zile poate pentru unii pare puțin, dar pentru noi de asemenea pare un deceniu, cum a spus și dumneavoastră. Într-adevăr, activitatea a început în 2008, la 1 septembrie, cu primul contract în rafineria OMV Petrom Petrobras, dar pe măsură ce anii au trecut ne-am dezvoltat tot în linia de apărare împotriva incendiilor și prevenirea incendiilor în medii industriale, cu alte contracte și în momentul de față, în 2018, la 10 ani de la înființare, avem undeva peste 400 de angajați în mai multe județe. Prahova, cum a subliniat și dumneavoastră, este unul dintre principalele zone de activitate, având în vedere și activitatea industrială care are loc în acest județ. Alte județe, precum Argeș, Teleorman, Giurgiu și așa mai departe. Dar, practic, Ploieștiul este punctul central, nu pupitrul de comandă, dacă putem spune așa, al firmei, nu? Exact, da. În Ploiești se află și sediul central. Conducerea acestei societăți, de asemenea, se află în orașul Ploiești și, bineînțeles, având în vedere că primul contract a fost nu departe de orașul Ploiești, în rafinerie, în rafineria Petrobras, am considerat de cuvință ca sediul să fie cât mai aproape de acest contract. Din câte ne-am documentat, compania dumneavoastră are o istorie foarte, foarte îndelungată. România anul acesta sărbătorește centenarul, sunt foarte multe acțiuni dedicate acestui jubileu. Dumneavoastră aveți mai mult de 100 de ani de când funcționați. Care ar fi primii pași pe care i-a făcut compania, bineînțeles, nu i-a făcut în România? Și aș vrea să ne spuneți, așa poate aveți și o poveste mai interesantă, cum a luat ființă? Înființarea Falk, de fapt, a reieșit dintr-un incendiu de proporții mari, care a avut loc în Danemarca, unde sediul guvernului a luat foc și Sophus Falk, pe acea vreme, a fost un voluntar care a participat la această intervenție și având în vedere că anumite acțiuni de stingere a celor incendii nu s-au desfășurat într-un mod foarte bun, să spun așa, după ceva timp, având în vedere foarte multe victime din acel incendiu, Sophus Falk a luat această inițiativă, pot să spun ca un gest destul de brav. Pe acea vreme, serviciile private n-au avut o popularitate atât de mare în rândul sectorului public și cel privat, dar încet cu încet, începând cu 1906, practic această activitate s-a dezvoltat și, uitați, ajungând la peste 100 de ani de activitate și cu multe, foarte multe realizări în ceea ce privește salvarea oamenilor, acordarea asistenței medicale, acordarea instruirilor în domeniul situațiilor de urgență și nu numai. Sunt convins că vă desfășurați activitatea nu doar în România, aveți și alte țări. Unde mai sunteți prezenți sau în câte țări sunteți prezenți în momentul de față? Da, într-adevăr, activitatea Falk este practic la nivel mondial, practic de pe toate continentele ale Pământului ne desfășurăm activitatea. În principal în țările nordice, având în vedere că proveniența firmei este daneză, practic toată Scandinavia, unele țări ce pot fi menționate sunt Slovacia, Germania, Franța, Spania, de peste mări, pot să spun, în Statele Unite, Brazilia și așa mai departe. Deci avem o lungă
liste de țări unde ne prestăm activitatea. Spuneați mai devreme că vă ocupați de situațiile de urgență, dar ca serviciu privat. Care ar fi diferența între cel de stat, Inspectoratul pentru Situații de Urgență, așa cum este numit el în România, și cel al dumneavoastră? Și dacă ați putea să ne spuneți dacă există sau nu și o colaborare sau o interacțiune între cele două entități? Într-adevăr, atât la nivel județean cât și la nivelul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență există un parteneriat unde colaborăm. Bineînțeles, diferențele sunt evidente în ceea ce privește prestarea pentru anumit sector. Serviciul FALC, SPSU, Serviciul Privat pentru Situații de Urgență, prestează pentru sectorul privat, cum ar fi agenți economici. În ceea ce privește Inspectoratul General și Inspectoratul Județean de Situații de Urgență, în special pentru sectorul public, dar bineînțeles, în cazul în care există un început de incendiu sferau, o situație de urgență care depășește capacitatea de intervenție a unui serviciu privat, automat și serviciul public, ISU, vor interveni și, bineînțeles, împreună se va desfășura această intervenție. Da, este foarte bine, așa cum spuneați, că există o colaborare între cele două entități și nu există o concurență, dacă putem spune așa. Au fost și situații de genul în care dumneavoastră ați fost solicitați să interveniți la o acțiune a celor de la ISU, fie aici în Prahova, fie în alte județe? Da, într-adevăr a fost anumit. Și probabil că sunteți, de ce nu, capabil și poate chiar dornici în momentul în care nu aveți strict în momentul respectiv ceva de făcut, în mod concret, să dați o mână de ajutor pentru, nu știu, un incendiu de proporții, să spunem poate chiar, Doamne ferește, cum a fost cel de la guvernul din Danemarca, cum ar fi însă compania. Mi s-a părut o poveste foarte interesantă aceasta. Da, într-adevăr, de-a lungul celor 10 ani de activitate au fost anumite solicitări din partea inspectoratelor județene pentru situații de urgență, unde Falco imediat a dat curs acestor solicitări. Pot să spun că nu au fost incendii de mari proporții unde am fost solicitat în sprijin, deoarece activitatea și dotarea serviciilor județene pentru situații de urgență ISU Prahova este foarte bine pusă la punct și dotare fiind foarte bună, dar într-adevăr au mai fost anumite intervenții unde am fost solicitați pentru a da o mână de ajutor sau a asigura un transport de apă. Spuneați că primul contract pe care l-ați avut aici a fost cu o rafinărie situată imediat în vecinătatea Ploieștiului, în comuna Brazi. Cât de greu este să lucrezi într-o rafinărie, pentru că știm acolo pericolul practic te pândește la fiecare secundă sau poate fi oricând o situație neprevăzută. Sigur, bine ar fi să fii prezent acolo, dar să nu intervii, doar să stai, să supraveghezi, să se schimbe tura, cum se spune, și să nu se întâmple nimic, fiecare să-și vadă de lucru mai departe. Și vom discuta în partea a doua emisiune, pentru că știu că aveți și un departament unde faceți instruire, unde faceți și concursuri și așa mai departe. Dar haideți să revenim la această întrebare strict. Da, exact cum ați atins, este foarte important ca nu se ajunge la acea intervenție. Prin urmare, Falco a reconstituit și un departament de prevenire. Prevenirea are un rol foarte important în a anticipa exact care ar fi problemele tehnologice, să spun așa, într-un anumit obiectiv. Faptul că ați pomenit de rafineria, da, într-adevăr. Ce pot să spun că în ultimii 10 ani nu prea au fost intervenții în care să necesite o forțe sau... Dar știi ceva de amploare în care dumneavoastră să interveniți în forță, dacă putem spune așa. Da, într-adevăr. Având în vedere și cu un numeric destul de consistent. Da, nu au fost cazuri, deoarece prevenirea în momentul de față funcționează foarte bine. Acei inspectori de prevenire și, bineînțeles, în cazul în care se constată anumite deficiențe, imediat este adusă la cunoștință operatorului economic și operatorul economic și prin legislația actuală, dar și prin standardele interne, imediat remediază aceste posibile pericole pentru a nu
crea o situație de urgență pentru a nu izbucni un început de incendiu. Practic, dacă putem face o paralelă între dumneavoastră ca și pompier și doctor, nu așa, acolo există un proverb în limba română care spune că mai bine previi decât să tratezi. Noi vom lua o scurtă pauză pentru publicitate, ne întoarcem pentru partea a doua a emisiunii. Am revenit la emisiunea Reușită în această seară. Așa cum spuneam la începutul ei, chiar astăzi, 1 septembrie, o companie care își desfășoară activitatea în municipiul Ploiești aniversează 10 ani de la venirea ei în România. Am văzut care au fost motivele pentru care au decis să aleagă Ploieștiul, faptul că s-au acomodat foarte mult aici. Vom vedea în partea a doua care sunt obiectivele, poate și de viitor, dar asta mai spre final, când chiar directorul general ne va oferi un scurt sincron pe această temă. Deocamdată eu aș vrea să vă întreb, ați pomenit în prima parte faptul că dumneavoastră, ca și serviciu privat, colaborați cu cei de la ISU, nu există o concurență, să spunem, din punct de vedere economic și așa mai departe. Există poate chiar situații în care ați colaborat, ați intervenit împreună pentru a stopa efectele nedorite și devastatoare, pentru că într-un incendiu se folosește, nu acest termen. Dar întrebarea mea este următoarea. Prin ce vă diferențiați dumneavoastră de alte servicii private de urgență? Pentru că nu sunteți singuri pe piață, știm lucrul acesta. Care ar fi aturile care v-ar recomanda față de alții? Aturile principale ar putea fi experiența de lungă durată, de peste 100 de ani în acest domeniu, cum am pomenit și la începutul emisiunii. Un alt atu ar fi și experiența internațională, având în vedere chiar și conducerea societății Falck Fire Services România, este compusă din mai multe țări, Slovacia, Cehia și așa mai departe. Și bineînțeles, această experiență internațională pe care o dobândim în rândul acestor țări, încercăm să o implementăm și în rândul pompierilor noștri. Și practic toți angajații au foarte multe de învățat, deoarece ca în orice activitate trebuie să evoluăm. În zilnic se găsesc metode și mijloace de a lupta împotriva incendiilor foarte bune. Și pe măsură ce le aflăm, cu participarea la conferințe internaționale și naționale, încercăm să îndoctrinăm personalul nostru cu aceste tehnici noi și strategii noi de a interveni. Ați pomenit de conferințe internaționale. Participați la astfel de evenimente? Cam cu ce frecvență se organizează ele? Pentru că știm și în România se fac diverse simpozioane, conferințe pe diverse teme, nu știu, energie, sănătate, mediu și așa mai departe, dar pe acest domeniu unde
e mai restrâns, cu siguranță sunt doar specialiști din domeniu și probabil că din mai multe țări. Ce înseamnă participarea la un astfel de eveniment și cât de important este schimbul acesta de idei între reprezentanții mai multor țări? Da, într-adevăr, participarea noastră este destul de frecventă. Cum aș spus și dumneavoastră, există conferințe de specialitate. Chiar în ultimul an am participat la conferința internațională pentru activități din industria petrochimică la Budapesta. Tot în acest an va fi o altă conferință în Malta, unde de asemenea se vor dezbate probleme la nivel mondial, accidente care au apărut în urma anumitor deficiențe tehnologice, deficiențe în operarea anumitor echipamente, erori umane care au stârnit la izbucnirea incendiilor. Pot să spun că experiența pe care o dobândim acolo este una foarte importantă. Se prezintă foarte multe incendii la nivel global. Cu siguranță la următoarele conferințe vor fi prezentate și accidentele care au avut loc în ultima lună, cum putem să menționăm și acel nefericit accident din Italia cu acea cisternă când a explodat. De asemenea, tot în cadrul acestor conferințe participă foarte multe servicii private, atât private cât și cele publice, unde putem să facem un schimb de experiență, să vedem în fiecare țară cum a evoluat apărarea împotriva incendiilor și nu numai. Bineînțeles și prevenirea acestora, ce fel de metode, ce fel de strategii noi de a preveni aceste catastrofe, ce au fost adoptate și bineînțeles un schimb de idei, un schimb de practici, bune practici, de cum putem să îmbunătățim activitatea, deoarece acesta este și devizul companiei noastre de a îmbunătăți activitatea. Așa cum spuneați, ați început în România într-o rafinărie. Într-o rafinărie se desfășoară periodic și revizii. Chiar anul acesta, în rafinăria de care pomeneam puțin mai devreme, a avut loc o revizie. Nu aș vrea să ne referim la acestea, pentru că atunci probabil că nivelul de alertă al dumneavoastră este puțin mărit față de o situație în care operatorul economic își desfășoară liniar, să spunem, activitatea productivă. Aș vrea să vă întreb care a fost cel mai greu moment pe care l-ați resimțit în România și de ce nu poate cel mai frumos? O acțiune care s-a terminat foarte repede, fără victime și așa mai departe, nu știu, sau ceva care v-a plăcut în mod deosebit și care a fost cel mai greu? Au fost foarte multe acțiuni cu un caracter pozitiv și printre acestea pot să menționez și petrecerea de un an de activitate în Falck în 2009, care a avut loc la sediul companiei noastre. De asemenea, aspecte fericite sunt zilnic. Când zilnic știm că în România prestăm printre cele mai bune servicii de apărare împotriva incendiilor în ceea ce privește mediul privat. Dar, bineînțeles, fericirea se sustrage și din faptul că avem un număr de peste 400 de angajați și acești, într-adevăr, au un loc de muncă. Și, bineînțeles, cum am spus, fericirea provine și din faptul că fiecare angajat poate revine acasă la familia lui în condiții de, cum să spun, sănătoși, deoarece, cum știm, mediul în care lucrăm este unul destul de... De riscant, practic, și de pericole la tot pasul, dacă putem spune așa. Într-adevăr, într-adevăr. Bun, aminteați în prima parte, de fapt și în partea a doua, de participarea la conferințe internaționale. Vedem aici în spatele nostru foarte multe diplome. Sunt convins că participați și la concursuri, atât pe plan intern cât și internațional și poate ne spuneți dumneavoastră, ați avut și ceva rezultate pe acolo? Da, într-adevăr, am participat la concursurile profesionale organizate de către Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. Ca locuri cu care putem să ne mândrim ar fi în anul 2011. Serviciul nostru chiar a reușit câștigarea acestui fantastic concurs, obținând locul întâi
la categoria serviciilor private pentru situații de urgență. În fiecare an participăm cu locuri, de multe ori am fost și vicecampioni, dar activitatea noastră este, se extinde și internațional. Am participat la foarte multe concursuri și în Slovacia și în alte țări, unde pot să spun că, cum vedeți și în spate, am obținut rezultate notabile cu sprijinul și altor servicii. Chiar la un concurs a fost o activitate comună unde mai multe servicii, spre exemplu Falc România cu Falc Slovacia, okay, trebuia să participe împreună și a obținut un rezultat pozitiv. Mai avem foarte puțin timp din această emisiune și n-aș vrea să răpim din timpul, pentru că va urma și un scurt interviu cu domnul director general. Care ar fi planurile așa pe scurt de viitor, atât poate chiar și ale dumneavoastră personal? Vreți să rămâneți aici, să continuați această poveste de succes, să mergeți mai departe și poate, de ce nu, acum sunt 10 ani, vor fi 15, vor fi 20 și de ce nu și mai mulți de acum încolo? Cu siguranță vor fi și 15 și 20. Ca planuri de viitor, acum tocmai ne pregătim de o aniversare care va avea loc peste 3 săptămâni, unde vom celebra cei 10 ani petrecuți în România, foarte mulți invitați. Pe această cale dorim să vă invităm și pe dumneavoastră la această aniversare. Mulțumim. Ca o altă, cu o altă misiune pe care o avem în viitor, este bineînțeles continuarea acestor activități și bineînțeles prestarea serviciilor pentru apărare împotriva incendiilor pentru mediul privat și nu numai. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în această seară la emisiune. Vă dorim să aveți reușite și în următorii 10 ani, dacă putem spune de acum încolo, dar poate vom mai avea ocazia să discutăm nu tocmai peste 10 ani, poate și mai devreme. Acum îi vom lăsa pe telespectatori și noi împreună cu dâns și vom urmări acest scurt interviu cu domnul director general. Iar pe dumneavoastră, stimați telespectatori, vă las în continuare alături de postul nostru de televiziune și vă dau întâlnire săptămâna viitoare la aceeași oră. Până atunci să aveți parte numai de realizări. Spoločnosť Fabfire Services bola založená v roku 2008 s osídlom v Ploješti, kde sme získali prvý kontrakt v rafinérii Petrobrazy. Postupne sa naše činnosti rozširovali s účinnosťou v Arpechime, v Týmkene a ďalších malých kontraktoch. Za začiatku sme zamestnávali okolo 180 ľudí a postupne sa nám darilo rozvíjať naše obchodné aktivity a na tomto trhu. Po 10 rokoch máme dneska nejaké malé oslavy pripravené pre všetkých našich kolegov, zamestnancov, ktorí sa podielali na rozvoji tejto spoločnosti po celú túto dobu. Firma naďalej rastla, rozvinuli sme sa v roku 2015 o ďalších 200 zamestnancov na číslo 430, kde sa naďalej plánujeme rozvíjať v tejto spoločnosti. Okrem služby požiarnej ochrany sme začali poskytovať služby aj v oblasti bezpečnosti práce, údržby požiarno-technických zariadení. Túto činnosť poskytujeme naďalej našim klientom a samozrejme po celom trhu v Rumunsku. Otvorili sme aj dielňu hasiacich prístrojov, kde dneska servisujeme, upravujeme 10 000 hasiacich prístrojov. Nechceli by sme zastať, chceli by sme rásť ďalej a rozvíjať túto činnosť. Ďalšími takými víziami, plánmi je rozšíriť svoju činnosť nielen na biznis rafinérii, ale rozšíriť sa aj do automotívu. Rozšírili sa činnosti aj v iných spoločnostiach po Rumunsku. Stojí za nami veľmi silný tím ľudí, ktorí pracujú a rozvíjajú túto spoločnosť, na ktorých som hrdý, pyšný a som rád, že môžem s nimi spolupracovať. Naša spoločnosť je dcerou matky, ktorá je z Dánska. Sme národná spoločnosť a rozširujeme svoje služby aj v zahraničí. Jednu z možností, ktorú by sme do budúcna chceli možno ešte rozšíriť tu na, je to poskytovanie služieb záchraniek, kde sme veľmi silní celosvetovo na celom trhu. A toto je jeden z ďalších vízií alebo plánov, ktoré by sme chceli presadiť tu na Rumunsku. Som hrdý na svojich kolegov, som hrdý na túto činnosť, ktorú robíme a tieto služby, ktoré tu poskytujeme v Rumunsku.